1 decembrie 2018. Iată, suntem în Sala Unirii din Alba Iulia. În imagine este doamna Gogea și cu doamna Ionela Flat. Ionela Flat de la Londra. Spuneți-ne, doamnă, cum vă simțiți la Alba Iulia, astăzi la centenar? Emoționată, fericită, copleșită de importanța acestei zile, de prezența noastră și de această binefacere că suntem aici la 100 de ani de când s-a născut România modernă și la 2 milioane de ani de când umanitatea bântuia pe teritoriul României. Aproape an de an ați fost la Congresul Spiritualității Românești de la Alba Iulia. Ați sărbătorit, ați petrecut împreună cu regretatul președinte al Ligii Românilor de Pretutindeni, domnul profesor academician Victor Crăciun. Desigur v-ați bucurat an de an. Ne-am bucurat împreună în nenumărate ori de când am avut și eu ocazia să fiu aici. Dar în acest an, cum vi s-a părut această zi? Prezența lui Victor Crăciun este cu noi de fiecare dată când ne adunăm la Alba Iulia și a fost o constantă și anul acesta. Și diferit că spiritul lui a planat deasupra lucrărilor conferinței, acolo unde fiecare și-a adus contribuția la realizarea congresului al 22-lea al Ligii Mondiale pentru Comunitatea Spirituală a Romilor de Pretutindeni în anul acesta 2018. Și această asigurare în spirit și solidaritate în noi, n-am simțit-o numai eu, colegii au împărtășit-o și e un sentiment bun că prin unitate adunăm atât pe cei care s-au dat din nostru de efort și de ruire și sacrificiu de-a lungul anilor, de-a lungul veacurilor, pentru ca noi să ne bucurăm de clipele pe care le avem acum în România. Și să moștenim o Românie mare, atât cât istoria ne-a putut permite, să ne bucurăm de ea, de ceea ce România a putut să realizeze în 100 de ani, poate mai mult decât alte imperii împrejur în sute de ani, să moștenim o credință frumoșească, să moștenim o spiritualitate și tradiția, limba, ceea ce ne leagă pe noi românii, indiferent dacă ne-am făcut acasă sau indiferent că ne-am făcut oricare meridian al lumii. Suntem o țintă română, o limbă, o tradiție, un spirit care călătorește în lume și se găsește acasă la Alba Iulia la fiecare 1 decembrie. Iată, ne aflăm în Sala Unirii. Nu cu multe luni în urmă am avut ocazia să fiu prezent aici la Târgul de Carte din Alba Iulia și în această sală am fost onorat să fiu prezent la o conferință ținută chiar de către domnul academician profesor renumit Ioan Aurel Pop, care este și președintele Academiei Române. O diferență extraordinară de atunci și până și cu ziua de astăzi, iată de 1 decembrie, când toată sala este renovată. Dumneavoastră, cum vi s-a părut? Sau cum vi se pare, de fapt? Reintrat cu plăcere și cu surpriză în noua sală a Unirii la Alba Iulia. Este foarte bine realizată restaurarea rezoluției Marii Adunări Naționale și a altor documente ale Unirii, toate celelalte tipuri istorice pe care le găsim pe frontispiciul acestei frumoase și istorice clădiri și trebuie să spun că am avut plăcerea și onoarea să susținem aici lucrările Congresului Unității Spirituale a Românilor de Pretutindeni cu anii în urmă. Știu și tocmai de asta v-am și întrebat. Într-un format original care era cu adevărat înfiorător de puternic și de prezent în trăirea noastră. Dar cu aceeași bucurie salutăm și acest efort și această față nouă a sălii la 100 de ani de la semnarea documentului care s-a făcut în Marea Unire. Moment istoric și cu mare încărcătură și vibrație că ne aflăm aici în prezența Radio TV Unirii, Societatea Românca și altor colegi de la Liga Culturală, așa încât să onorăm prin osul celor care au făcut pas cu pas cu ceva pentru România. Da, noi ne-am străduit cu toții să facem ceva pentru neamul nostru, pentru seminii noștri, mai bine spus, și iată cu Radio TV Unirea, cu Românca, cu Asturian,
Noi am reușit în acest an să realizăm acel congres pe care l-am avut la Viena și dumneavoastră ați fost prezentă în 25-27 mai. Iată, am reușit să realizăm un număr destul de bogat, a spune eu, în acele plăci aniversare, centenar 100, care se datorează munca în totalitate artistului și colegului nostru Ioan Astaluș. Dar iată că împreună am reușit să înmânăm aceste plăci, chiar un număr estimat la în jur de 20 de bucăți care se duc peste granițele țării în diferite comunități de români. Una chiar vom fi împreună, vom avea bucuria să o dezvelim la Ambasada României din Tunisia, ceea ce eu cred că este un lucru deosebit pentru noi, pentru echipa Radio TV Unirea. Este o mândrie din partea noastră că de centenar putem să oferim un mic cadou din partea noastră. Așa ne-a ajutat Dumnezeu să avem această șansă să facem acest lucru. Cred că suntem binecuvântați și Radio TV Unirea, numele pe care l-am ales împreună, este binecuvântat și are un drum în lume și un drum care ne obligă. De aceea prezența noastră la Crăciunul Centenar din Tunisia, pe un alt continent, doar din propria noastră voință de a duce acest mesaj în unitate, oriunde lume, oriunde sunt oameni în lume, cred că doar onorează această misiune pe care ne-am asumat-o voluntar, ca oameni ai cetății, ca oameni ai României. Care este salutul dumneavoastră pentru românii de pretutindeni prin intermediul acestui mic videoclip, mai puțin profesional? Spun mai puțin datorită faptului că nu am la mine un microfon în care să salvez zgomotele care sunt în sală, pentru că iată în imagine, cei care urmăresc acest videoclip vor vedea că sunt oameni care circulă în această sală curioși de a vedea și chiar mulți sunt pentru prima oară în această sală a Unirii din Alba Iulia. Din sala Unirii, sala în care s-a semnat declarația de unire de la 1918, transmit tuturor românilor să se gândească ce am făcut eu să merit această unire. Ce am făcut eu zi de zi pentru România, pentru români. Doar să ne răspundem în fiecare zi la această întrebare și această urare se va împlini. Da. Mulțumesc tare mult, să dea Dumnezeu să avem ocazie împreună să mai sărbătorim mulți ani de la Marea Unirii. Și salutul meu este pentru toți românii de pretutindeni să fim mai buni, să fim uniți la acești 100 de ani. Vă urez, dragi români, la mulți ani, bucurie în suflet și tot ceea ce vă doriți, iar sărbătorile Crăciunului și a Învierii Domnului Iisus Hristos să vă aducă numai sănătate și bucurie în sufletele dumneavoastră și a familiei. La mulți ani România, la mulți ani români de pretutindeni!